Volodimir Zelenski, apel la liderii NATO pentru mai multe arme și bani. Președintele Ucrainei s-a adresat, Miercuri, liderilor NATO de la Madrid. În discursul său, Zelenski a vorbit despre ce are nevoie țara sa în materie de arme, dar și fonduri pentru a putea face față invaziei Rusiei. În plus, liderul de la Kiev a indicat că acest război are consecințe mult mai grave pentru Europa decât se putea bănui la început. Zelenski le-a cerut liderilor NATO mai multe arme și mai mulți bani pentru a face față Rusiei. El le-a transmis acestora că țara sa are nevoie, în contextul conflictului militar pe care îl poartă cu Rusia, de mai multe arme și de bani, câteva miliarde de dolari pe lună, pentru a nu cădea victima agresiunii. Zelenski a subliniat că războiul din Ucraina este de fapt un război declanșat de Rusia pentru a dicta condițiile din Europa. Acesta nu este un război declanșat de Rusia doar împotriva Ucrainei. Acesta este un război pentru dreptul de a dicta condițiile în Europa pentru cum va arăta viitoarea ordine mondială, a declarat Miercuri Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev s-a adresat liderilor reuniți la summitul NATO de la Madrid prin videoconferință. Este absolut necesar să sprijiniți Ucraina, chiar de acum, Președintele Ucrainei a mai transmis că armata țării sale are nevoie, în special, de artilerie modernă, de rachete și sisteme antiaeriene, transmit Reuters și AFP. De aceea este absolut necesar să sprijiniți Ucraina, chiar de acum, cu arme, finanțare și sancțiuni politice împotriva Rusiei, care îi vor tăia capacitatea de a finanța războiul. Oferind ne acestea, puteți rupe complet tactica Rusiei de a distruge orașe și de a teroriza civili, a adăugat Volodimir Zelenski. Președintele Ucrainei a vorbit și despre suma consistentă de care țara sa are nevoie pentru a face fața asaltului Rusiei, 5 miliarde de dolari în fiecare lună. Pentru a elimina superioritatea artileriei ruse, un avantaj semnificativ, ne trebuie mult mai multe din aceste sisteme moderne, din această artilerie modernă, a cerut Zelenski liderilor NATO, indicând și faptul că Ucraina necesită circa 5 miliarde de dolari pe lună pentru a se putea apăra în fața invaziei ruse.